Bun găsit! Știai că din anul 2013, la data de 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române? Prin limba noastră națională reușim să ne transmitem cultura și tradițiile mai departe. Este de datoria noastră să vorbim și să scriem corect. Înainte de a-ți testa atenția și deprinderea de scriere corectă, îți ofer următoarele indicii scrise pe tablă. Trebuie să fii foarte atent la scrierea cu literă mare, scrierea cu I sau doi pe I, scrierea cu mâna înainte de P și de B, folosirea cratimei și scrierea cu litera X. Citește textul următor, observă greșelile, apoi descrie totul corectându-le. Oprește filmulețul și rescrie corect textul. Micuța profesoară de limba română te va ajuta în corectarea textului plin cu greșeli. A cam plouat cu greșeli, nu-i așa? Îți voi oferi o primă mână de ajutor. Am scris cu verde cuvintele către care să îți îndrepti atenția. Poți opri filmulețul. Micuța profesoară vrea să te ajute și mai mult. Ea a încercuit cu roșu greșelile. Verifică-te! Poți opri filmulețul. Iată și textul fără greșeli. Verifică-te! Cum ți s-a părut experiența de a fi profesor pentru câteva minute? Ți-au scăpat greșeli? Discută cu colegii și învățătorul. Am primit moștenire de la strămoșii noștri o limbă frumoasă, armonioasă. Nu uita, la data de 31 august este chiar Ziua Limbii Române. Cât de minunat a scris Gheorghe Sion despre limba română. Mult e dulce și frumoasă limba ce o vorbim, altă limbă armonioasă ca ea nu găsim. Pe curând!